Cum comentați acest scor pe care îl avem la această oră? Da, cum să comentez? Știți cum? Igor Dodon a devenit parte vatamată a acestui eveniment. În limba rusă îi spune потерпевший, mai bine sună. Știți cum? Adică toate fake-urile, toată propaganda care au fost folosită, milioane de euro, nu l-a ajutat, nu i-a fost util. Cetățenii astăzi, necătând la toate mizerile care au fost organizate de candidatul Igor Dodon, cetățenii din Republica Moldova, care vorbesc în limbi diferite, locuiesc în regiuni diferite, s-au unit pentru două scopuri. Prima, pentru s-au unit contra corupției și doi, s-au unit pentru alegeri parlamentare anticipate, pentru a distruge acest sistem mafiot corupt. Igor Nicolaeș, deja știți cum, a fost culoc boțit, acum e culoc rupt și deja știți cum, de-am culoașele, de-am cred că trebuie să o mai lăsăm, de-am trebuie de-am de lucru. Nu știu dacă ați văzut, dumneavoastră deseori veniți cu informații mult înaintea altor politicieni, aveți informații din mai multe surse, ați văzut probabil un avion, acum o jumătate de oră sau deja o oră a trecut, a zburat de pe aeroportul internațional Chișinău, da. Este vorba. Ce fel de informații? Știți, cunoașteți ceva? Pietru, despre... nu cunosc, n-am când, eu cum mă monitorizez ce se întâmplă la Dodon, poate trebuie un reumatolog, un psiholog, știți cum, deci n-am monitorizat situația la aeroport, dar am alte informații, eu cred că mai importante decât avionul. Bro. Deci acum, în diferite colțuri ale lumii, s-au adunat mai mulți interlopi, care sunt deja bine organizați în ultimele 48 de ore, care așteaptă un semnal din partea lui Dodon, care se vehiculează că ar trebui să fie numai târziu de orele 3 dimineața, pentru dimineața vine la Chișinău, pentru a-și exprima, cred că nu este de acord cu rezultatul alegerilor, eu nu știu care e scopul final, dar faptul că sunt implicați peste 500 de interlopi este un fapt confirmat. Acum se fac niște întâlniri prin Taraclia, chiar și în municipiul Bălți, ceva în raionul Sângerei și deci asta este alarmant și al mai urât lucru că în direct cu dumnealor este domnul ministru de interne Pavel Voicu. Asta și al mai mare rușine. Cea mai mare rușine care poate fi. Eu cred că voi cum tot se va stropi cu psâna gheazmă și poate o lec să-l împiedze la creier. Domnule, cu ce probați informațiile astea? Noi am mai auzit, ați făcut și alte declarații aici la Jurnal TV. Să înțelegem, deci din spusele dumneavoastră reiese că Igor Dodon încă ar putea, ar căuta cumva să destabilizeze situația aici în Republica Moldova. Da, am înțeles întrebarea dumneavoastră. Am înțeles întrebarea dumneavoastră. Igor Dodon la toți le spunea ieri, alaltări, inclusiv ziua de astăzi, că ei trebuie toți să meargă la Chișinău să apere victoria. Deci Dodon doar într-un cerc foarte restrâns a recunoscut și el șans că el deja pleacă. Deci era clar pentru dânsul pierde aceste alegeri și deja ce indicații le va da dumneavoastră, știți cum, adică știe el mai bine. Dar dumneavoastră când spuneți, de unde cunosc eu așa informații, nu vă supărați și vreți să vă aduc pe doi care șed acum la ședință la Dodon în conferință de presă sau să-i aduc la jurnal. Noi și așa, eu vreau să mulțumesc, apropo, pe unii din staful lui Dodon. Vreau să vă mulțumesc în primul rând consilierului Dodon Dorian Furtună, care i-a scris acest speech fenomenal că despre electoratul paralel din diaspora, că Dodon astăzi citești plânge ca la, știți cum, ca la emisiunea Iartă-mă, că el a mers din mers, l-a citit, dar mă rog, nu nimerit săracul om în situație, datorită faptului, datorită acestui speech astăzi ați văzut o cifră record de prezența cetățenilor la secțiile de vot peste hotare. Eu cred că din staful lui Dodon, eu, cu permisiunea noului președinte, doamna Maia Sandu, nu din contul statului, din partea mea, din staful lui Dodon, la vreo 4-5 persoane, să merg să le dau medalii pentru asta că ne-au ajutat chiar să-l îngropăm pe Dodon în acest curtin electoral, să-l îngropăm politic, ca să nu fie speculații. Și o să fie surpriză mult. Problema mai este... Scuzați că vă întrerup aici la capitolul medalii. Bine, este ironic medalii, dar la câtă mizerie au scos ei în această campanie, inclusiv împotriva dumneavoastră, s-ar putea și să fie nevoie și penal să fie cercetați.
Da, asta e în primul rând. Dar știți cum, domnul Cozile, eu acum mă uitam la Rusia 1 la Solovyov și de Jirinovski își povestea ea că pentru și am ascultat pe din Kremlin două zile urmă ne-a dus urgent să rup acordul de colaborare cu USA. Ea că i-am ascultat la bătrânețe. Adică, da, într-adevăr, atacurile care au fost în partea mea, mai ales din televiziunile de stat din Federația Rusă în ultimele zile, eu nu înțelegeam. Oare sunt alegeri la Moscova? Oare sunt la Chișinău? Cu tizere, odată în două minute de la știri. Ei au făcut tot posibil. Așa strategie tot deștepți ăștia lui Dodon le-a dat, că trebuie atacat cât mai mult USAT, ca tot electoratul USAT să plece la Dodon. Și deja l-au făcut o dată trecută, anul trecut tot așa m-au atacat și din primul tur am câștigat Bălțul. Acum, noi trebuie să înțelegem că pentru a scăpa de tot ce spuneți dumneavoastră, domnul Cozic, și eu cred că cei din studio vor fi de acord, că Igor Dodon acum nu o să mai vrea anticipate. El doar spunea că dacă câștigă, să aibă anticipate. Acum Dodon a trecut împreună, a trecut în lista partidelor patamate. Deci mă refer că sunt trei partide în Parlament care nu mai au șansă să ajungă în Parlamentul viitor și Dodon astăzi de la 37 de mandate doar a socialiștilor, fără Andronache, Șor și restul, el nu o să vrea să coboare la 20, care el o să le aibă maximum, dacă avem anticipate. Și aici, că părțile astea patamate acum vor încerca să împiedice distrugerea acestui sistem aflat corupt și noi împreună cu toți cetățenii, mână la mână, cot la cot, așa cum ne-a unit acum contra culocului, deja trebuie să ne unim contra sistemului, să obținem anticipate și să ajungă, cum spuneți dumneavoastră, domnul Cozir, care la pușcărie, care la pensie, de-am deja vedem. Apropo de întâlniri și de taină, noi am mai văzut astfel de șezători pe la Luna, prin alte părți. Am înțeles că zilele trecute sau ieri a avut loc o întâlnire așa mai... Da, și Cozir s-o dușile a stricat, că dumneavoastră tot ați vrut rezultate la întâlnire. Eu nu m-am văzut pe Cozir, știam care să red din mașină, care s-o întors înapoi. Alex, dacă poți să deschizi... Ieri la Sângera, unde întâmplător locuiesc și eu în apropiere de Sângera, bandiții patriei, Andronache, Nichiforciuc, Vâlcu, au făcut acolo o reuniune, nu știu ce au discutat, ce au vrut să pună la cale. Noi am aflat, într-adevăr, pe surse ce se întâmplă acolo. Am fost mai multe echipe și noi și la alte posturi de televiziune. Unii dintre ei s-au speriat așa de tare când ne-au văzut că erau să zboare cu Mercedes-urile de lux în niște șanțuri. Este bine că n-au zburat nicăieri. Dar am văzut niște mașini foarte, foarte scumpe, de sute de mii de euro și cine știe. Poate vreodată vor fi și confiscate în favoarea statului. Domnule Usat, mai am o întrebare, domnule Usat. Eu am văzut și ați cumva contribuit la acest scor, dar aș vrea să, pe de altă parte, așa foarte rece, să comentați scorul pe care îl avem acum la Bălți. Da. Dar cum să-l comentez? Deci este un scor de 40% pentru doamna Maia Sandu. În primul tur dumneavoastră a avut 15%. Este un rezultat a toate prostiilor astea care nu prea au mers în Chișinău. Dar să știți că când se dădeau creantele lui Maia Sandu cu promisiuni, că bag pe jumătate de an țara în carantin, că interzic limba rusă 9 mai, deci noi, eu am făcut tot ce posibil ca să explic la cetățeni că sunt niște minciuni și niște fake-uri. Cu părere, eu n-am ajuns la toți cetățenii, dar situația în general pe Nord, dacă vă uitați atent, Făleș, Glodien, toate, deci el a fost pus la respect, dar nu în măsura care ar fi vrut el, dar oricum până la comparat în Nord, de la Făleș până la Briceni și în alte raioane, unde avem primari centri raionale, rezultatul lui doamna Maia Sandu în 2016 și acum, să vedeți cifre absolut diferite.